Dacă era cvorum, Partidul Liberal ar fi votat pentru guvernul Sturza? Vreau să vă anunț că am avut ședința biroului politic cu prezența deputaților și miniștrilor și prin vot secret s-a hotărât să nu dăm vot pentru acest guvern, fiindcă este departe de interes cetățenilor. Sunt departe de cei ce ne-a promis nou domnul candidat că va fi un guvern tehnocrat, dar în realitate a venit un guvern politic. În componența guvernului sunt membri PLDM, platforma DA, doi vicepreședinți și tot așa oameni care nici n-au avut votul cetățenilor și nici nu pot să spun că ei sunt cei care, cum a zis la început, că pot să ne ajute să depășim această criză. Fără experiență politică, fără experiență de manager, fără doar numai cu vorba și cu strigătul, unii în piață, alții în copac și nu mai știi pe unde.